Consecințele sunt extrem de grave. Specialiștii vorbesc chiar de o problemă de sănătate publică majoră. Asta în condițiile în care abuzul de medicamente antibiotice a crescut exagerat în ultimii ani în țările din centrul și din sudul Europei. Medicii de la Spitalul Victor Babeș vorbesc chiar de mai multe bacterii care nu mai răspund la niciun tip de antibiotice. Ne-au dat și câteva exemple, spre exemplu bolile de plămâni. Vorbim aici de TBC sau de pneumonie. Se tratau în urmă cu câțiva ani cu un singur tip de antibiotic, cu penicilina. Ei bine, din cauza consumului excesiv de antibiotic, nu se mai pot trata cu un singur antibiotic, iar la pneumonie se administrează un tratament compus din două antibiotice, în timp ce la TBC e nevoie chiar și de patru antibiotice pentru a trata această boală. Medicii susțin că antibioticele trebuie luate țintit. Sunt cazuri clare când acestea trebuie administrate. În niciun caz nu trebuie sărit cu tratament cu antibiotice atunci când apare prima febră sau la o răceală ușoară sau la o infecție ușoară. De asemenea, nu se iau antibioticele după cum a luat vecinul sau prietenii. Trebuie neapărat modul de administrare și antibioticul trebuie la recomandarea medicului. Medicii atrag atenția că au fost foarte multe cazuri în care s-a ajuns la o escaladare de antibiotice, în sensul că un om își administrează singur două antibiotice la început, iar apoi, într-o infecție severă, ajunge chiar și la 3-4 antibiotice odată, deși procedural ar trebui procedat exact invers. Ei bine, medicii atrag atenția că acest tip de administrare de antibiotic poate duce chiar la deces, pentru că sunt, așa cum spuneam, bacterii care nu mai reacționează la niciun tip de antibiotice. Dacă în ceea ce privește comunitatea, oamenii simpli, se poate lucra la o educație medicală, mai grav e acolo unde tratamentul cu antibiotice e prescris de medicul de familie sau în spitale. Medicii de la Victor Babeș atrag atenția că trebuie luate măsuri pentru a limita administrarea acestor tipuri de medicamente.